Suntem în pragul unui nou an rotarian. Invit alături de mine pe președintele în exercițiu Mihai Badiu și pe viitorul președinte Sorin Macarie. Cum spuneam, suntem în fața unui nou an rotarian, poate cu mai multe semnificații, ținând cont de faptul că guvernatorul districtului 2241 Rotary și Republica Moldova va fi prietenul nostru, Mircea Solovăstru, și cu această ocazie îi transmitem că vom fi alături de el. Am onoarea să fac parte din echipa districtuală, pe partea de PR și comunicare. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și să sperăm că noul an rotarian va aduce o multitudine de proiecte, dar în primul rând să ne găsească pe toți sănătoși. Potrivit statutului organizației, conducerea Clubului Rotary Reghin se schimbă în fiecare an. După expunerea bilanțului anului rotarian 2015-2016, past prezident Mihai Badiu a încredințat proiectele și viitorul clubului lui Sorin Macarie, ales de vineri 24 iunie, președinte pe mandatul 2016-2017. Insigna de președinte a mandatului 2016-2017 eu fac cadou colegului Macarie Sorin. Te rog să o primești. Și predarea colanului, bineînțeles, să-l grijești, Sorin. Sper să continui proiectele începute de foștii președinți și cu ajutorul colegilor să propunem și să ducem la capăt noi proiecte. Mă bazez foarte mult pe echipa mea, secretar Daniel Gliga, trezorier care a fost și înainte Adela Oleleu și purtătorul de cuvânt Ducu Ilisar. Promenada inimilor, fonduri spre educație școlară și preșcolară, premii de excelență în educație și burse Rotary, donații de încălțăminte, rechizite, îmbrăcăminte și jucării, ajutoare individuale umanitare, proiecte de sprijin pe voluntariat, proiecte de igienă orală, sunt doar câteva din acțiunile întreprinse și continuate de Clubul Rotary în mandatul 2015-2016. În anul 2015-2016 am continuat proiecte care au avut succes în anii anteriori. Un proiect drag mie, hipoterapia, terapia cu cai, pentru copiii cu dizabilități din comunitatea noastră. Ca urmare, anul acesta, în 2015-2016, început, de fapt, în 2014-2015, hipoterapia împreună cu Clubul Rotary Maris. Mă simt mulțumit pentru că și atunci când am fost surprins să fiu propus pentru funcția de președinte, mi-am zis că poate e o pălărie prea mare pentru mine, dar am mai avut pălării de genul și mi-am dat seama că am făcut față și acum concluzionez că a fost un an bun, cu realizări mari, proiecte care la nivel local, inițiate de mine și colegii mei, au ajuns proiecte, de exemplu, la nivel național pentru organizațiile promotoare și care au avut nevoie de noi. Sincer, mă simt un om împlinit și ușurat, de asemenea, că am reușit să închei mandatul sănătos. În acest cadru ceremonial au fost acordate diplome de excelență pentru spiritul rotarian președintelui fondator al clubului din Reghin, Mircea Oltean, dar și Violetei Oltean, fost președinte al clubului Rotary Maris Târgu Mureș, precum și altor foști președinți. Ofer o distinție președintelui fondator Mircea Oltean, din partea mea și a colegilor, o plachetă cu ai fost președinte odată, dar ești președinte pe viață. De asemenea, cum se procedează, nu trebuie să facem rabat de la foștii președinți. Ca urmare, o asemenea plachetă cu ai fost președinte odată în viață, eu acord colegul meu, Ducu Ilisar. A servi mai presus de sine este fundamentul Rotary, dar și mai presus de sine la baza Rotary a stat prietenia. Clubul din Reghin a fost înființat în anul 2012, iar pe principiul rotației, an de an, la cârma organizației, este numit un nou președinte.